Salutare, dragi prieteni adevărați, care sunteți aici pe și mă urmăriți. Și vreau să vă spun că sunt pe drumul bun, pe drumul câștigurilor. V-am spus, săptămâna trecută am început foarte serios să mă îndrept spre cât mai mari câștiguri și spre un plan mai, să mă dezvolt mai puternic. Vreau să fiu milionar, bineînțeles. Da, gândul meu e cam miliardar, nu chiar milionar, știți cum zic. Că ca să pot să dau $1,000,000 la părinții mei, așa, pentru că așa vreau. Da, și începem cu prima chestie. Un client de-a meu mi-a spus săptămâna trecută că ar fi bine să pun niște apă aici în spate la scaunele astea. Și na, mai las-o, am un ciubuc poziția. Și am zis, bă, hai că o să încerc chestia asta, pentru că ce e așa mare? Și dacă nu-mi dă nimeni nimic, oricum nu o să zic eu, domnule, ia-ți apă și dă-mi în aplicație bani. Nici poveste. Bă, dacă n-are bani, n-are bani, asta este. Eu vreau să pun apă minerală, carbogazoasă și plată. Într-o parte o să pun carbogazoasă, într-o parte plată, pentru că și așa sunt foarte mari călduri acum și oamenii sunt cam deshidratați și poate că nu au de unde să-și ia ei apă, cine știe în ce moment. Și totuși e un gest fain, care mie așa mi se pare. Acum o să încerc săptămâna asta să vedem dacă se merită. Și dacă nu, normal, ce să fac? Eu normal fac treaba asta să fac bani. Dacă oamenii nu se simt, am înțeles că unul nu s-a simțit. Dacă nu se simt să pun acolo bani mulți la bacșiș, nu mai facem nimic, fraților, nu mai facem. Eu trebuie să fac bani. Acum, pentru început, o să iau 5 sticle dintr-una, 5 sticle de alta, să le pun aici în spate și să vedem dacă funcționează această afacere, sau cum să-i spunem, nu știu. Cu bomboanele nu prea, știu și bomboane, sunt care dau bomboane. Dar bomboanele nu sunt sănătoase, frate, o știți, de asta zic, nu sunt așa sănătoase, deci bomboane nu cred că o să pun. Deci, mă duc aici la Kaufland, iau rapid sticlele și revin. Bun, am cumpărat, m-a costat, ia să vedem cât m-a costat, 33 de lei, 40, am luat aici Aqua și borsec. Mie îmi place borsec și aqua îmi place. Asta e plată și alaltă minerală. Nu, bun, să vedem dacă se stă bine aici. Ok, aici au intrat toate 5 sticlele de apă. Și aici, aici nu prea a intrat. Poate că din cauza că sunt pătrate astea, adică, nu știu, mi-e frică să mai bag și asta, ajung 4 aici. Și cine vrea să servește. Eu zic că e ok, eu am 1.85 și stau bine aici. Deci, mai ce să zici, se vede clar, deci orice prost își poate da seama, bă, astea-s pentru mine, mă. Nu știu dacă-s cuminți clienții și vor lăsa ciubucuri groase, voi lua data viitoare de sticlă de sticlă. Am vrut să iau și acum. Am zis că, bă, are rost efortul. O să încerc data viitoare cu sticlă de sticlă, ambalajul. Că eu ăla-l prefer. Și pentru că mie îmi place să fac bine totuși.
Până acum bacșiș am doar 36 de lei după o săptămână, azi e duminică. Nu știu ce să zic, să văd ce s-a întâmplat săptămâna trecută la bacșiș. 36 de lei, 49 de lei. Am avut mai mult bacșiș săptămâna trecută. Să vedem, după ăsta ar trebui să am bacșiș 100 de lei, să zic așa. Și ar fi corect. Cu asta ce vreau să fac este, vreau să văd dacă gestul ăsta va fi apreciat. Eu am speranță în lumea asta că oamenii sunt buni și vor aprecia acest gest. Și o să vă spun, acum ies la lucru, să vedem ce se întâmplă. Eu cred că investiția e bună. Ce poate să fie rău în asta? Dai de băut niște apă la oameni. Eu aș aprecia gestul ăsta. Acum să vedem ce se întâmplă. Na, bun, fraților. Nu mi s-a băut nici o apă. Văd că nici o apă. Înseamnă că apele astea poate țin o săptămână, poate două, cine știe cât țin apele astea. Dar asta este. Cât țin, atâta țin. E o încercare. Vedem ce se întâmplă. Și acum să trecem. Da, am avut o săptămână bună. Săptămâna asta din nou, pentru că lucrez mult. Lucrez chiar mult față de cum lucram eu de obicei. Da, bine, nu foarte. 44 de ore. E bine cum lucrez. Nu mă plâng. Și vorbeam cu un prieten de-a meu, foarte inteligent om, așa, și povesteam despre Dumnezeu și ăsta. Și acum parcă mi-a venit o revelație, că de multă vreme mă tă gândesc la Dumnezeu, da? Și am povestit despre Dumnezeu, bine, Biblia zice una, biserica alta, sunt mulți care contrazic, sunt mulți care dau dreptate. Eu am citit Biblia. Eu știu care-i treaba. Eu am văzut care-i treaba acolo. Dar mi-am format părerea mea personală și acum, în seara asta, parcă am avut așa o revelație. Și anume, acum poate o să pară blasfemie sau cum se zice, nu știu. Ce o să spun eu. Deci Iisus e clar, a venit pe pământ să ne arate cum să ne arate ce suntem noi de fapt. Noi suntem de fapt fii și fiicele lui Dumnezeu. De fapt, copiii lui Dumnezeu suntem noi, da? Și eu cred că noi ne subestimăm foarte tare și ne-a intrat în cap chestia asta să nu cumva să ne credem noi că Dumnezeu e în noi. De fapt, noi suntem Dumnezeu. Să nu ne credem Dumnezeu niciodată. De ce nu s-a băgat chestia asta în cap? De ce să nu ne gândim că da, noi suntem Dumnezeu, să credem cu adevărat că noi suntem Dumnezeu adevărat, care a venit să experimenteze aici, pe pământ, o altă experiență de viață în fiecare din noi și să ne tratăm ca atare, că până la urmă corpul ăsta al nostru e un univers și el, plin de tot felul de organisme vii. Și noi pentru acest corp suntem Dumnezeu, că noi băgăm în noi prăjeli, noi băgăm țigări, alcool, toate prostiile, sau apă, salată și așa mai departe. Depinde. Deci noi suntem cei care controlăm universul ăsta nostru. Deci, practic, pentru corpul ăsta nostru, suntem Dumnezeu. Iar în fizică se știe foarte bine că universul, dacă nu e observat, nu există. Și așa, nimic nu există dacă nu e observat. Deci, clar.
clar, noi suntem Dumnezeu și trebuie să ne tratăm ca atare. Da? Și să știm cine suntem noi. Da, n-au ni s-a spus că nu, să nu cumva să te crezi Dumnezeu. Ești un fraier, ești un... Oare nu diavolul a băgat chestia asta în noi? Să credem că nu suntem Dumnezei și să nu ne respectăm pe noi înșine. Dacă știi că ești Dumnezeu, știi că poți face orice în viața asta, pentru că ești Dumnezeu. Că asta e. Noi alegem să facem ce vrem noi. Deci, dacă nu crezi că ești Dumnezeu, crezi că ești un om așa și Dumnezeu în afara ta, și nu ai nicio putere și crezi că Dumnezeu îți dă, Dumnezeu îți ia sau nu știu ce, eu cred că s-ar putea să ne înșelăm foarte tare aici. Până la urmă am văzut că acțiunile noastre schimbă viața, practic. Uite, și eu acum de 2 săptămâni lucru mai mult și mi-am pus în cap ceva și uite că s-au schimbat lucrurile în 2 săptămâni. Și-s convins că pot și mai mult să fac, pentru că Dumnezeu poate să facă orice. Dar trebuie să mă conving foarte tare că într-adevăr așa e. Să cred cu toată ființa mea. Știu că pare o nebunie și așa, pentru că e greu de înțeles. Și chiar dacă vorbim aceeași limbă, asta mi se pare foarte interesant, aceeași limbă vorbim, eu am observat că eu nu înțeleg multe, deși înțeleg cuvintele, nu înțeleg ce vrea să zică unul sau altul, câteodată înțeleg perfect, dar câteodată nu. Așa și eu, degeaba vorbesc așa, că mulți nu o să-l înțeleagă, exact ca și cum vorbea Iisus. Iisus le zicea, puțin credincioșilor, nu? De ce le zicea așa? Pentru că nu credeau în ei până la urmă. Că dacă aveau încredere în ei de fapt, dacă știau cine sunt ei de fapt și ce putere au, atunci aveau credință și știau că într-adevăr nu pot muri și nu li se poate întâmpla nimic și pot să facă orice. Iisus a zis că veți putea face tot ce am făcut eu, inclusiv mai mult decât atât. Deci, dacă veți avea credință. Ce credință? E credința că să știi cine ești tu de fapt. Și dacă ni se zice în continuu că voi nu sunteți, voi sunteți niște oameni, Dumnezeu Iisus, Dumnezeu e nu știu unde, în biserică, numai acolo e Dumnezeu. Nu există așa ceva. Cum sunt închis pe Dumnezeu în biserică? No. Dumnezeu e în noi, în fiecare. Și eu cred că Dumnezeu experimentează fiecare viață în parte. Fiecare viață. Și Dumnezeu cred că se joacă un fel de vați ascunsele, adică când vine pe pământul ăsta, șterge toată memoria și gata, începe o nouă viață și se distrează cumva, fără să știe că El e Dumnezeu, de fapt. Înțelegeți cum zic? Adică și când moare, își dă seama că El e Dumnezeu. E o teorie, cred că, bună. Până la urmă, cine moare de fapt? De ce ne frică nouă de moarte? Nouă ne frică de moarte pentru că ego-ul ăsta care l-am creat noi, personajul ăsta, va muri cu noi odată. Dumnezeu nu va muri, spiritul nu va muri. Spiritul va continua să trăiască. Și spiritul e pur. Și de asta se nasc atâtea și mii și miliarde de generații care nu știu că de fapt cine sunt ei. Acum, chiar dacă nu e adevărat ce am spus eu acum,
Că poate nu e adevărat. E doar o teorie, cum e teoria lui relativității și nu știu mai ce teorii există. Așa am lansat și eu acum teoria asta. Eu vreau să experimentez asta, că oricum dacă ajung în ea, ajung în ea. Că ce poate să se întâmple acolo? Nu știu ce o să se întâmple, că nu știu, nu cred că s-a întors încă nimeni din ea să zică exact ce e acolo sau din rai. Sunt numai creația ale minții omenești, probabil. Dar o să vedem. O să încerc faza asta. Să mă cred Dumnezeu și eu cred că nu o să mai îmi fac niciun rău. Crezând cu adevărat că-s Dumnezeu. Cum să-mi fac rău? Știu că am venit aici pe pământ să experimentez viața și atunci, bineînțeles că o să o trăiesc așa cum e. Nu am încă Porsche asta, dar dacă vreau, o să am. Astea-s lucruri care Dumnezeu le poate face oricând. Dacă îmi trebuie. Da, eu cred că o să mă concentrez pe altceva mai profund, mai important decât lucruri materiale. Foarte tare. Foarte tare realizarea am avut săptămâna asta. Cred că mi s-a deschis creierul. Așa că, uite-te, că am început să fac videoclipul ăsta duminică și acum deja e luni, seară, și încă nu am terminat de spus ce am avut de spus. Și anume, dacă să ne facem așa un exercițiu de imaginație, să ne gândim că toți suntem Dumnezei. Adică eu sunt Dumnezeu, dar nu numai eu. Toată lumea, și voi care vă uitați la videoclipul ăsta, sunteți Dumnezeu. Și omul ăsta de pe motocicletă e Dumnezeu. Toți care conduc, toată lumea e Dumnezeu. Că e negru, că e țigan, că e alb, că e chinez, că e japonez, tot. În toți este Dumnezeu, da? Și dacă ai ideea asta și ești conștient și crezi cu adevărat că ești Dumnezeu, dacă faci exercițiul ăsta, eu l-am făcut, am văzut cum e, pur și simplu nu mai poți să faci rău lui Dumnezeu, că știi că ești tu de fapt. Nu poți să-i faci rău. Nu poți să-ți faci rău ție. Numai dacă ai probleme cu capul. Da? Nu poți să profiți de aproapele tău, de practic profiți de tine. Nu poți să-i faci niciun rău decât să-l iubești. Asta înseamnă iubește-l pe Dumnezeu ca pe tine însuți, de fapt. Asta e semnificația. Ca să-l iubești pe Dumnezeu ca pe tine însuți, în primul rând trebuie să-ți dai seama că tu ești Dumnezeu și celălalt de lângă tine, oricare ar fi el, e tot Dumnezeu. Deci trebuie să te iubești pe tine, știind că Dumnezeu e în tine, da? Și să zicem că nu credem în niciun Dumnezeu nimic, da? Să zicem că suntem atei. Tot ești Dumnezeul tău, cum ar veni, că în interiorul tău e un întreg univers plin de celule și tot felul de organisme vii în interiorul tău, interiorul corpului tău. Și tu ești Dumnezeul lor. Tu faci sport, tu le dai de mâncare la corp ce trebuie. Tu inspiri aerul care trebuie, tu bei alcoolul care trebuie sau apa care trebuie. Și am făcut un pic de exercițiu de ăsta și un pic mi se pare că e foarte bun exercițiu ăsta de imaginație. E foarte greu să crezi cu adevărat că ai putea fi chiar tu Dumnezeu. Din cauza la educația care am primit-o. Educația care am primit-o
e că nu suntem niciun Dumnezeu. Noi suntem, să nu cumva să ne comparăm cu Dumnezeu sau să ne credem că noi suntem Dumnezeu. Nu, noi nu-i voie. Că ce se întâmplă dacă credem noi că suntem Dumnezeu? Noi avem exemplu. Diavolul s-a crezut Dumnezeu, nu? Sau... Eu așa știu că s-a crezut ca Dumnezeu de puternic. Nu cred că s-a crezut mai puternic ca Dumnezeu. Nu, s-a crezut și el puternic ca Dumnezeu din descriere și așa. Ce-a făcut Dumnezeu? L-a omorât? Nu l-a omorât Dumnezeu. Diavolul tot există. Pentru că Dumnezeu îl iubește și pe diavolul. Așa că noi trebuie să ajungem la iubirea aia lui Dumnezeu. Nu la ura diavolului. Așa cred că asta e teoria mea. Nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dar așa simt că e adevărat. Nu știu. Pentru că dacă te dai pe ură, pe dark side, începi să vezi numai urât în jurul tău, numai vrei să prostești pe toată lumea, să-ți bagi joc de ei, să le faci rău, să profiți de ei, să râzi de ei. Eu nu pot face asta. Deci eu nu pot fi pe partea aia dark, întunecată, pentru că așa m-a făcut un miciudă, că nu pot fi așa. Vă spun sincer, mi-e ciudă, pentru că aș putea profita de foarte multă lume. Aș putea profita, aș putea să fac rău și mie să meargă bine. Atotdeauna mă gândesc că îmi fac rău chiar mie. Din cauza asta nu pot face rău nimănui, din cauza asta nu pot să profit de nimeni, din cauza asta nu pot să râd de nimeni, să-mi bat joc de cineva. Așa m-a făcut Dumnezeu. Și acum, încet, încet, eu fac exercițiul ăsta ca și cum vreau să fac, să cred cu adevărat că-s Dumnezeu. Acum e doar o teorie și de la teoria asta și exercițiu până să ajung cu adevărat să cred că-s Dumnezeu, cred că e cale destul de lungă. Da, experimentăm să vedem ce poate să întâmple. Că oricum cred în Dumnezeu. Ce poate să se întâmple? Nu poate să se întâmple nimic decât să mă pedepsească Dumnezeu, să mă trimită în iad. După cum zice Scriptura. Ceea ce eu nu prea cred că se întâmplă așa. Eu cred că Dumnezeu mă iubește. Mi-a dovedit de atâtea ori. Are un plan pentru mine care eu nu-l înțeleg încă. Asta este. Nu înțeleg. Și cred că de-aia a și venit Iisus Hristos pe pământ să ne arate că, de fapt, noi nu înțelegem nimic. De-aia a și zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Ce înseamnă asta? Suntem inconștienți. Inconștienți. Deci nu știm ce facem. Merem așa pe lume, credem că știm ce facem, dar de fapt suntem inconștienți. Habar n-avem. Și după aia ne dăm seama, bă, am făcut rău sau am greșit acolo sau cine știe ce am mai făcut. Important e să trăim viața și să experimentăm cât mai multe lucruri. Da, cât mai multe senzații noi. Asta urmăresc și eu. Da. Și săptămâna trecută ce am mai făcut? N-am mai făcut nimic. Am atât gândesc numai la prostii de astea. Acum mi-am instalat ChatGPT. Și am văzut că pot să comunic cu ChatGPT mai bine decât oamenii, incredibil. Am pus niște întrebări care mă interesează pe mine despre muzică, pe mine îmi place muzica. Și vreau să creez niște muzică, da, proprie.
Și am pus niște întrebări la ChatGPT, mi-a răspuns automat foarte frumos. Și acum asta o să fac. O să mă ajute ChatGPT în foarte multe lucruri. Da, cam asta a fost săptămâna trecută. Urmează o nouă săptămână. Uitați că când mă duc eu să mănânc ceva, se înroșește harta. Ei, mama e de harta. Azi că mai ies după aia cât e ceas. 11. Până mănânc, până nu știu ce. Da, de mai ar fi de lucru. Dacă nu stau ca și dorm și gata, ies dimineața. Cam asta este. Doamne ajută, sănătate, numai bine, fraților. Spuneți-mi și voi părerea în comentarii. Înjurați-mă, faceți ceva, criticați-mă. Orice comentariu e binevenit. Și mă mai pune așa un pic pe gânduri. Doamne ajută.